Omul de afaceri Nicolae Florian este un om al faptelor și nu al vorbelor, lucru demonstrat nu de puține ori prin implicarea sa în dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu. Încă din vară, când nu țintea un fotoliu de deputat în Parlamentul României, Nicolae Florian a adus la Giurgiu un grup de oameni de afaceri spanioli interesați să investească la noi în oraș. Discuțiile de atunci, la care au participat și autoritățile locale și județene, au avut un rezultat pozitiv. Investitorii spanioli, care reprezintă un grup puternic de firme din Spania, revenind la Giurgiu pentru o nouă rundă de negocieri, s-au oprit în primă fază la sediul campaniei al candidatului USL Nicolae Florian, cel care a făcut posibilă atragerea acestora la Giurgiu. Vor să se implice în dezvoltarea infrastructurii orașului nostru. Și anume, șosea de centură, pasarele peste calea ferată în zona Giurgiu Nord, pe strada Gloriei. Canalizare, rețele termice, rețele de care or fi ele, da? Toată infrastructura. Și vor să intre în parteneriat cu Consiliul Județean, cu Consiliul Local. Discuțiile au continuat apoi la Consiliul Județean, în prezența președintelui Vasile Mustățea, care cunoaște foarte bine intențiile investitorilor de la grupul Heracles și care împreună cu aceștia intenționează să creeze un parteneriat pentru dezvoltarea unor afaceri ce nu pot decât să ducă la creșterea economică a județului Giurgiu. Oamenii de afaceri spanioli vor să investească la Giurgiu în infrastructură, în construirea unor fabrici de prelucrare a legumelor și fructelor, în înființarea unor centre spa, sunt interesați de atragerea de fonduri europene, dar și de fluviul Dunărea, prin dezvoltarea zonei portuare și crearea unei zone de agrement.